Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod pe acest canal. Așa, ca să mă uși eu. De data asta ne vor juca iar Granny Recaptured. Pe tot pe modul Impossible. Cu Granny Grand, Paco Shotgun, Slendrina, Randomize, toate cele. Iar astăzi vom face un challenge diferit un pic. O să încercăm să trecem jocul fără să-i omorăm pe bunici absolut deloc. Deci nu avem voie să-i omorăm cu sauna, dar nu avem cum pe Impossible. Nu avem voie să omorâm cu arma, avem voie numai să-i atragem în locuri și chestii. Nu avem voie să ne folosim deloc de armă să-i omorâm. Hai să începem. Nu uitați și voi să apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce vedeți. Iar acum să înceapă run-ul. Mă dăm și noi volumul mai tare. Să ne spargă urechile. Hai să-i spargem pe bunici astăzi. Nu contează pe ce scăpăm. Bun. Și... hai. Bun. Bun. Prima dată tăiem cu cleștele la ușă. Să ne scăpăm foarte repede de task-ul ăsta. Mamă, ce mi-a lagat jocul la faza aia. Chiamă. Ok, avem părți la armă până acum. Avem carte. Hai să-mi dau seama unde e bunicul. Ok. Ia să vedem. Test! N-are mă cum să mă știe, da, dracu. Așa m-a gândit și eu. Să vedem. Perfect. Codul. Bun. Acum avem două chestii la ușă. Hai că e la limită. Mamă, chiar că la limită.
Ok, mai avem nevoie de baterie la ușă. Mai avem nevoie de padlock key, master key, mai avem nevoie de destule, de fapt. M-aș duce cu asta direct în pod. Dar poate mai bine nu. Tote naibii ce porche bunicu, mă! De ce nu putea să fie în baie? De ce trebuia să fie exact acolo, mă? Bă, nu putea și el să fie, mă, în puii mei. Baie, frate, dă-o naibii. Hai că avem destule iteme. Fii mlaștina. Normal că nu-i mlaștina. Aia în grădină. În pol. Răspunsul e mergem în pol. Hai, Granny, pleacă de aici. Halol. Bravo, bunicule. N-avem nimic la mașină momentan. Ce ciudat. Sau t-ai muit pentru mine. Ce frumos. Vom pune codul, vom lua cheia pe engine și ne băgăm în grădină. Doi. Mamă. Stați băieți, fiindcă avem treabă sus. Așteaptă. Perfect, haideți. Mergem din nou în grădină. A doua oară. Că avem nevoie să punem manivela aia. Să ne terminăm mai repede cu grădina. Și pe aia plecăm direct la Pajangen. Cred. Sau... Ba, mai facem un transport mic de iteme. Haideți, că e bine. Nu veni aici. Bătiu de sub pământ. Ce-a fost aia, mă? There you are, ftuți morții mătii de porc! There you are! Tu te naibii, frate, numai la mine, mă. Bă, ce e virajul ăla, mă, pui mei, așa făcut larg? Zici că e handicapat, frate. Ok, măcar avem ceva sub, pentru sub pământ. Stați, că e un porc. Hai, măcar du-te în față. Aia, s-a dus și jos.
A, ba nu. Etena. Na, și uite cât trebuie să mă chinui eu, că sunt ziua 3, că mie mi se scriptează jocul. Hai, 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 hai odată. Vă mai și enervați. Iartă să fac schema pentru grădină, doar că un anume porc n-a vrut să... N-a vrut să asculte vorba aia. Hai să luăm asta prima dată. Hai odată, așa, vezi că puteai să vii din prima. Să vii și unde trebuie. Mă, da, așa. Sper că nu e ceva jos inutil, că nebunesc. O fi cheia franceză. Nu, e safe kill. N-avem voie să-i omorăm. Să nu uit asta. N-avem voie să-i omorăm. Nu am omorât. Bine că nu am omorât. Era să uit challenge-ul. N-avem voie să-i omorăm. Nu puteai, mă, să mergem pod. Hai, mă! Prea acolo. Ok. La revedere, bunico! Mamă, uite unde-i tediu. Poate o să avem nevoie de-al.
2. Bun, nu e o rotiță, e altceva. Hai să sperăm că e ceva pentru ușă. Bun. Granul pare destul de predominant pentru ușa. Ho. Bun, o așteptăm. Primul item pentru o mașină, gen. Bă, stai, noi am scos exact ce aveam eu nevoie. Exact ce era la șurubeniță, nu era să nu scot. Și să sperăm că n-a venit degeaba, că nu ne pică ochii. Dacă e un padlock sau o cheie roșie, jocul e foarte bun. Trebuie să scoatem și itemul ăsta de aici. Oh, e manivela de aici. Perfect. Soarele, oreche. Am scos două trape de care avem nevoie să le scot. Încă stăm sub pământ, că trebuie să scoatem. Și cu oficial am terminat cu sub pământul, că nu mai avem ce după aia. Dacă și aici trapă, e scriptat rău de tot. Cheia la mașină. Și ce poate să fie la cheia mașină? Cleștele mare? Și aia poate să fie. Poate să fie cheia de aici de jos? Ia uitați-o cum ne campează. Deși aș cam prefera să facem ușa, că avem iteme multe de ușă. Ghiciți cine vine aici. Sau cine pleacă de aici, una din două. Dacă că vine. Hai să vedem, poate ne dăm safe key din greșeală cleștele mare sau padlock-ul. Poate ne face o excepție frumoasă. Și atunci ne-am mai trebuit cheia roșie și bateria. Pepenele. Ok. Trebuie să facem și pușca. Bun. Hai să vedem ce e în pepene.
Va trebui să scoatem și bâta aia odată, să o băgăm mai acolo jos. Să o băgăm aici jos. Am scos și ce era la număr. Avem nevoie de baterie. Padlock key, care s-ar putea să-l avem aici. Dacă e padlock key-ul, putem să deschidem la ușă și să deschidem și jos la mașină. Am uitat că poate să fie și rotiță. Bun. Dăm gazolina aia să umplu. Totuși, așa preventiv facem și mașina. Am atât să ne ducem la cioară. Pentru că avem și șurubelnița și ciocanul la cioară. Știi ce? Iau-o. A, stai, am deschis și sus. Putem să dăm și sus acolo cu armă. Mamă, de acolo cu arma va trebui să sacrificăm o zi. Că n-avem voie să tragem un bunica. Bun. Și oficial am terminat cu șurubelnița. Ăsta acum iese din garaj. Cheia roșie, perfect, perfect. Doamne ajută. Mai avem nevoie de baterie și padlock key. Bateria poate fi în destul de multe locuri. Mă găsește ciocanul. M-am gândit că e ceva pentru mașină. Bun. Opa! Un anume porc vine aici. Îl stocuim puțin. Mamă, ce la limită a pus trapa aia. Dacă punea și un pic mai în față, îmi strica tot momentumul. Tot. Nu o chema. Bun. Vreau să văd ce e acolo. Și aici. Dacă îmi dă baterie aici, bun. Trebuie să ducem și ursulețul. Aici e bujia. Hai să vedem unde se duce. Ok, oriunde se duce jos, pentru noi e favorabil.
Cred că s-a dus în grădină. Da, în grădină. Hai să scoatem toate cele. Bun. Nu mai trebuie doar o singură chestie, nu mai trebuie, padlock-ul. Că în rest am dat totul jos. Fără să-i omorăm o singură dată. Ia, ce faceți acum? Hai, vreau să vă văd ce faceți acum. Explicați-mi și mie. Da, vă uitați stânga-dreapta că sunteți buni. Ziua trei încă. Mi-a pare să le intrină. Opa. Ce? Hai, dacă asta n-a fost fază de porc, nu știu, frate, ce a fost asta. A, bă, lasă-mă, cum? Cum a văzut că eram în colțul ușii, mă? Eram în colțul la ușă. Puteți să vă uitați și pe filmare. Am fost cu colțul. N-avea cum să mă vadă, mă, jegul ăla de om. S-a pus el cu un centimetru mai la stânga. Bă, ce script! Hai. Că deja... Na... Rupeți picioarele, frate. Da, I see you. Dacă iar mă vezi, am pulea, mă enervez. Ah, stați un pic, că nu m-am tediu. Bă, nu m-am tediu. Unde-i tediu? Bă, ce căcat. Bă! Zii măcar că e aici din nou. Da, bă, măcar l-a resetat aici. Îi mai lăsăm să plece tura asta. Mi-a să mai mult, că văd că e jocul jegos. Ia uite-i. Dubla 2. Dubla 2, pentru că jocul e tâmpit. Că tura trecută n-avea voie să mă vadă. Tura asta... Ia așteptăm. Mă, îs aici. Îs pe colț. Gata. Gâtul vostru. Ia uite câte trape pune. Să-mi pierdă timpul. Hai. La revedere. Am putem să stăm cât avem chef.
Nu, că vine prea repede bunicul și ne prinde sus acolo. Ia uitați-l, deja e aici. Dacă veniți amândoi pe aici, deja e... Na, vedeți? Bunicul venea exact în pod, ca să vă dați seama ce script. Aici vine. Acum trebuie să-l așteptăm să plece. Și acum trebuie să aducem un clește aici. Din simplu motiv că vreau să scot și bâjia în caz de ceva. A, bă, lasă-mă cu de-astea. Uitați-vă și voi. Dacă duceți spre cioară, foarte bine. Pot face tamblaua. Dacă nu, dacă se duce jos, iar e bine. Că gen, dacă se duce în garaj, eu n-am treabă în garaj. A, bă, bunicule. Du-te, mă, da. Da, bă, se duce la baie, mă, el. Aia... Bun. Nu, no, că pleacă din baie. Ok, va trebui să ne ducem sus următorul task. A, mă, dar las-o, mă, ce script e! Du-te și tu măcar în stânga. Du-te în stânga, femeie. A, normal. A, scăpăm pe sub pământ. A, uite unde e cheia franceză, lol. Nici n-am văzut-o. Dar acum scăpăm pe sub pământ, ce dracu. Dacă tot avem itemele de sub pământ. Băieții se scapă pe sub pământ. Văd că în ultimul timp îmi dă foarte multe iteme de sub pământ la Playhouse. Și ieri mi-a dat cheia rustică. Avem toate cele trei iteme, am zis că scăpăm pe unde apucăm. Am avut să-mi dea și itemele la mașină, să zică jocul că pâlămă. Hai. Bun. Bun. Hai. Fără să omor pe nimeni. Am scăpat. Am dus-o și pe Slendrina. Fără să folosesc măcar o dată arma pe vreunul din ei. Ce vreți mai mult de atât? Explicați-mi și mie. Poate dacă scăpăm pe ușă, dar mai avem un item. Na, să fac ziua 1, dar deja... Ce să mai zic? Deja am terminat. Haideți, băi și fete, să închide episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like și de subscribe, că încă sunteți destul de mulți care încă nu v-ați abonat la canal. Dar în fine, băi și fete, să închide episodul. Că v-a plăcut, că nu v-a plăcut, că sunteți să se iei, să închide episodul, băi și fete. Eu am fost Ghepardu și ne rozim toată viitoare. Ciao, les!